Așa, de la ghiveciul fetei, da? Era să intru acum în botanică, dar trecem mai departe. Să ieșim din ghiveciul fetei și să trecem la un ghiveci de traducere. La finalul săptămânii trecute a venit pe la noi în vizită domnul Barroso, șeful Comisiei Europene. Acesta ne-a lăudat, dar ne-a și urecheat că ia corupția își face de cap, iar DNA-ul bate pasul pe loc. Și în plus, nu ne reintegrăm romii care fac prăpăd în vestul Europei. Cea mai haioasă a fost traducerea, că se pare că avem o problemă în acest domeniu. Duduia, angajată de irealitatea, ar face orice, numai de tradus nu se ține. Reform agenda. Let me focus on three issues that we have discussed. O să mă... Trei discuții am avut. Agricultural spending and Romanian reform. Agricultura, reformele din... judiciar și problema slujbelor. E prea tare. Fată dragă, clătite faci că doar așa poți să justifici salariul. Ca traducător, slabe șanse să te mai angajezi de cineva. Trei discuții am avut. Agricultural spending and Romanian reform. Agricultura, reformele din judiciar și problema slujbelor. E prea tare. E prea tare. E foarte tare. Nu mai traduce, fată, du-te acasă, du-te în treaba ta, că nu te mai reține. Ești rău. Totul s-a datorat unei mici probleme tehnice. Doamna era traducătoare din franceză în română, așa că au angajat un traducător din engleză în germană, care traducea pentru unul care traducea din germană în maghiară. Venea o doamnă care traducea din maghiară în spaniolă și abia la sfârșit doamna care vorbea în limba română. Înțeleg. Auzi, dar nu găseau pe cineva care să traducă până la final în engleză ca să ne scutească, frate? Câtă lipsă de înțelegere. Adică și la tine lipsă de înțelegere, numai la fata aia cu traducere. I understand. Cum zice un proverb românesc, vorba dulce, it's shit, man.